Noi acum suntem în Spitalul Raional Căușeni. Aici la noi a fost organizat centru primar AVC. În acest centru sunt primiți, sunt examinați și tratați pacienții care suferă de accidente vasculare cerebrale. Noi lucrăm cu pacienții, cu populația din Ștefan Vodă și Căușeni. În situația când prima dată s-a întâmplat ceva, salvarea, deci aduce pacientul aici la secția internare, secția UPU. În unitatea primirii urgente, aici se află zona de triaj. Pacientul este rapid examinat și în situația când noi suntem informați din start sau depistăm la pacient anumite semne cu AVC, noi transferăm pacientul în zona roșie. Avem deci, mobilier modern, avem pat special pentru așa pacienți care ne permite să cântărim pacientul. Din ambele părți avem accesul. Avem aparatajul modern necesar pentru a face investigațiile rapide. Avem testul rapid INR. Avem aparatul de detectare a venelor. Așa, iată aici avem aparatul de detectare al venelor, cu care foarte ușor și rapid asistenta medicală se orientează cum merge vena și rapid este instalat acest venflon. Ce pornește traseul din zona roșie în la computer tomografie, unde mai departe este investigat încăpere unde avem instalat un aparat foarte modern la ziua de azi. Este tomograf computerizat care ne permite să facem investigația aceea necesară pentru noi care poate să fie decisivă. Deci după efectuarea computer tomografiei cerebrale, noi determinăm, facem diferența, este un ictus hemoragic sau este un ictus ischemic sau altceva. Printr-un astfel de traseu trece fiecare pacient cu suspecție la accident vascular cerebral, care nimerește în secția de primire a Spitalului Raional Căușeni. Medicii de aici spun că de la începutul anului curent au fost mai multe cazuri, când viața pacienților cu astfel de simptome a fost salvată datorită intervenției prompte și centrului deschis recent la Căușeni. Acesta este un aparat modern pentru spitalul nostru. El ne permite să facem nu numai tomografie computerizată nativă, dar avem posibilitatea să facem și angiografie. Deci putem să evaluăm și vasele intracerebrale. Să depistăm în situația dată dacă acolo este un tromb și la ce nivel este acest tromb. În perioada 28 octombrie-3 noiembrie, în Raionul Căușeni, medicii neurologi de la Spitalul Raional au desfășurat o campanie de sensibilizare cu privire la prevenirea și recunoașterea simptomelor accidentului vascular cerebral. Campania a avut drept scop educarea populației despre semnele unui AVC, microinfarct sau ictus, afecțiuni care necesită intervenție medicală imediată pentru a reduce riscul de complicații grave. Dacă vedeți, asimetrie facială apărută în curând, dacă vedeți dereglări de vorbire, dacă vedeți asimetrie în puterea mâinii piciorului, trebuie să apelați cât mai rapid. Asta începe se subînțelege că se începe un ictus care poate mai departe se desfășoară și să apară careva probleme foarte grave. În primele ore, dacă s-au adresat la asistența medicală, noi putem să acordăm un tratament așa mai specific, mai rapid, care poate să scăpe roda voastră de invaliditate. Iată, poftim și informați mai departe rudele, vecinii. Dacă aveți, puteți să transmiteți mai multe foi și să informați mai departe, să duceți informația că cât mai rapid apelați, cu atât mai bine o să fie pentru ruda voastră. Accidentul vascular cerebral.
Este o boală foarte acum actuală, trebuie lumea să știe, să fie informată. Anume, la ce să tragi de atenție? Dacă vă se aveți senzații de amorțare, cade mâna, dacă aveți dificultăți de vorbire, astea, și trebuie făcut de sunat urgent la numărul 112, unde avem la, este centrul de AVC la noi în Căușeni, Spitalul Raionul Căușeni. Și asta este principalul ce trebuie cunoscut de dați de AVC. În cadrul acestei inițiative, medicii de la Căușeni au distribuit pliante informative și au discutat direct cu locuitorii din diverse localități ale raionului. Săptămâna conștientizării simptomelor primare de accident vascular cerebral și ele ce este bine sau ce ar fi bine de făcut, de conștientizat sau de semnalizat aceste simptome în primele 4 ore jumătate și imediată, nemijlocită adresare la o instituție medicală spitalizată. Noi suntem ca spital, am deschis unul din centrele de AVC primar. În principiu, noi am fost prima instituție de gen raional care am deschis așa centrul la noi și nu deservim doar populația raionului Căușeni, dar deservim și populația raionului Ștefan Von. Pentru a fi diagnosticat AVC-ul, noi avem toate utilajele necesare sau toate echipamentele necesare, inclusiv tomografie, și pentru a parcurge la nemijlocită sau nemijlocitul tratament corespunzător pentru boala dată, tot se administrează la noi. În dependență de situație, adică dacă cazul se rezolvă la centrul de AVC primar Căușeni, este ok, pacientul rămâne pe loc. În caz că sunt alte situații, atunci pacientul automat este transferat la Institutul Neurologiei și Neurochirurgiei. Specialiștii au explicat cauzele frecvente ale unui accident vascular cerebral, subliniind rolul esențial al unei alimentații echilibrate, al activității fizice și al monitorizării tensiunii arteriale. Informațiile au inclus și semnale de alarmă care pot preveni un AVC, cum ar fi amorțirea feței, dificultățile de vorbire sau slăbiciunea bruscă a membrelor. Cum are loc scanarea nativă după dorința doctorului și după necesitate să faci și angiografie, după cum indică doctorul neuropatolog? În aceste sesiuni, medicii au subliniat cauzele frecvente ale unui AVC, precum hipertensiune arterială, nivelul ridicat de colesterol și fumatul, încurajând publicul să adopte un stil de viață sănătos pentru a reduce riscurile. În ultimul timp, observăm creșterea populației care suferă de accident vascular cerebral și în rândul oamenilor până la 50 de ani. Avem pacienți și de 40 și de 50, la maturi mai mult de 60 de ani. Ei nu administrează tratament hipertensiv la timp. Boli ereditare, genetice și consum de alcool. De asemenea, cetățenii au fost instruiți să recunoască simptomele unui AVC, cum ar fi amorțeala sau slăbiciunea bruscă pe o parte a corpului, tulburările de vorbire și confuzia. E important pentru că nu toată lumea cunoaște, adică primele semnale a unui ictus. Într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, este dereglare în vorbire sau o parte a corpului cade în jos, adică este modificare. Important să cunoască toată lumea despre asta, pentru că, într-adevăr, dacă se adresează la timp, persoana poate fi salvată. Dar vreau să vă spun că un ictus poate să-și apară și la o persoană tânără. Pentru că chiar am o prietenă în străinătate, ea are doar 35 de ani și a avut ictus și, cum spuneți dumneavoastră, acum și-a deparalizat total. E ca să poți să întâmple și cu o persoană tânără, nu numai decât în vârstă. Of, trebuie să bei tablete regulat și mai puțin sărați, nici mai puțin să alergi. În contextul campaniei de sensibilizare, medicii și asistentele medicale de la Căușeni au organizat și un flash mob. Astăzi noi am organizat un flash mob consacrat mai mult simptomelor accidentului vascular cerebral. Lumea să fie informată, să cunoască, la timp să tragă atenție, să fie mai atenți față de simptome, câteodată să scapă câte ceva și noi promovăm ceea ce pe primul plan e Moldova, ictusurile. Scopul campaniei a fost de a crește gradul de conștientizare asupra importanței identificării rapide a simptomelor și a adoptării unui stil de viață sănătos,
pentru prevenirea acestor afecțiuni grave.